Procurorii DNA Brașov au dispus urmărirea penală a lui Călin Popescu Tăricianu. Șeful Senatului este acuzat de mărturie mincinoasă și favorizarea infractorului, în dosara Ferma Băneasa. Șeful Senatului este acuzat că ar fi mințit sub jurământ atunci când a fost audiat de procurori în dosarul privind retrocedarea ilegală a fermei Băneasa și a unei porțiuni din pădurea Snagov. Tăricianu a spus în fața procurorilor că nu a știut de achiziționarea drepturilor succesoare ale lui Paul al României de către Tal Silberstein, Remus Truică și alții și că nu a păstrat legătura cu inculpații Dan Andronic și Tal Silberstein. Procurorii susțin că declarațiile șefului statului sunt neadevărate, fiind contrazise de probele pe care aceștia le-au în dosar, dar și de declarațiile martorilor și a suspecților. De asemenea, Tăricianu este acuzat că nu a spus tot ce știa la audieri, fapt ce a îngreunat cercetările și tragerea la răspundere a inculpaților. În același dosar au mai fost trimiși în judecată Remus Truică, Paul al României și mai mulți oameni de afaceri israelieni. În Alta Curte de Casație și Justiție a decis ca Remus Truică și prințul Paul să fie judecați în continuare în arest la domiciliu.